Salutare, dragi tovarăși, și bine ați venit la un nou episod de WWE cu YouTuber român. Nu știu ce nume să dau la această serie și am luat o decizie. Că tot, nu știu, nu cred că o să țină această serie ceva gen... stați un pic. Nu cred că o să țină această serie până ajung la WrestleMania, că vedeți câte evenimente o să mai fie. Cred că o să joc doar pay-per-view-urile eventual sau un pay-per-view și un SmackDown, un pay-per-view și un SmackDown. Cred că așa o să mai joc. Bun. Acum suntem la SummerSlam. Sper că mă aud bine. Aș putea să-mi dau microfonul mai tare în caz că mă aud încet, dar s-aude cooler-ul. Și mielene să stau acum să scot cablurile și să bag capacele la unitate sau să mut unitatea. Să o pun gen sub birou. Chiar mielene și nu stau să fac asta acum. În fine, hai să vedem ce e de capul nostru aici. După cum vedeți, l-am creat pe acolo. Stați un pic să editez niște meciuri. Edit match. Hai să văd așa. Deci meciul acesta îl simulez. Pe ăsta o să-l joc, că este de rivalitate. Pe ăsta nu cred că o să-l joc, că m-am plictisit la când m-am jucat. Hai să-i fac debutul lui... cum îl cheamă? Lui Colo, că l-am luat pe Colo. L-am creat pe Colo după cererile voastre. Și dacă mai vreți să creezi YouTuber, cum ar fi pe Sucre sau pe Călin, că am văzut că ăștia sunt ceruți, v-aș ruga să-mi spuneți ce înălțime au. Nu-mi trebuie kilogramele neapărat, dar îmi trebuie și alea. Dar alea merg cu aproximații. Mie îmi trebuie înălțimea neapărat ca să-mi iasă cât mai realistici. Și cu cine să-l pun se bată? Îl pun se bată cu Zappi. Unde-i Zappi? Unde-i Zappi? Unde-i Zappi? Așa. Și, dar ce meci este? E meci normal sau să pun un meci tot așa cu mese sau? Ne, o să las un meci normal. Așa, ca să vi-l arăt pe Colo totuși, că l-am creat pe Colo. Și da, hai să dau space și să dăm drumul la show. Să vedem. Dar nu v-am arătat toate meciul. Deci meciul este așa. Dani Penet cu X-Slader, pe ăsta o să-l simulez. Hai mă, lasă-mă în pace cu animația asta cu Extreme Rules. Sper să nu-mi iau copyright direct cu animația asta. Aute aici, Extreme Rules, pac, pac, pac. Am lăsat arena din 2013 fiindcă este mai mult mai faină. Așa, pe acest meci o să-l simulez pentru că n-are rost. Nu vreau să fac episodul prea lung. Și câștigătorul este Dani Penet, se pare. Continuăm, meciul acesta o să-l joc, care este un table. Meciul acesta cred că-l las pe următorul eveniment, că nu știu, mi s-a luat la cât am jucat cu cei doi. O să vă fac debutul lui Colo. O să fie un Extreme Rules între Codrin și Dorian. Și match Steel Cage pentru titlul WWE între Echo și Andrei Cosmin. Hai să jucăm meciul acesta. Și nu știu cu cine să joc, sincer. Știu că avem fani împărțiți între Rafael și I Hate Pink. Sunt mai mulți fani Rafael, asta e drept. Așa că voi da așa. Și... pac! Vom juca cu I Hate Pink. Bun, o să jucăm cu I Hate Pink. Oare să țin microfonul mai așa, dar eu îl țin în mână, gen. Da, trebuie să-mi găsesc o poziție în care să-mi țin microfonul sau să... Hai că mi-au lecat microfonul. Sau să pun capace la unitate, pentru că s-aude cooler-ul ăsta. Fiera el de cooler. Asta înseamnă să ai microfon cu sensibilitate mare, să se audă cooler-ul. În fine. Trebuie să dau jocul totuși puțin cel mai tare. Să vedem ce o să facem acum în acest match. Ok, și vine acum ăsta Mizu. Mizu, pardon. Rafaelu așa. Sper să audă și jocul bine. N-am mai făcut niște teste sune de mult, că n-am schimbat și microfon și astea. Și suntem la arena de Extreme Rules din 2013. Hai să văd dacă pot să-l bat repede pe Rafael așa. Prima dată când joc un match cu mese în această serie. Nu cred că am mai jucat. Pe jocul trecut, da, am jucat. Ia fiți vreți să vedeți ce ușor se câștigă un meci cu mese în jocul ăsta? Stați că vă arăt acum. Dar mai întâi trebuie să fiu eu la conducere. Hai mă, te sui pe colț, dă-te închișet. Așa, hai să-l ridic. Fiți atenți ce fac. Dar mi-a întors. Așa. Stați că, cred că știu cum pot să câștig. Dacă e masa aia pusă acolo, cred că o pot rupe. Ia uite-l. Pac, ce palmă i-am dat. Hai să mă sui acum să-i arunc, să-i trântesc un salt. Și, aruncă-te. Pac, ce l-am prins aici. Mă, unde ce mișto a ieșit ăsta, Andrei Cosmin. I Hate Pink.
Bun, mini attitude adjustment. Hai să pun o coardă și să vezi ce fac eu acum. Dar sper să cadă pe masă. Stai aici. Și... nu s-a rupt masa. Ce bine, nu s-a rupt masa. A vrut să mă arunce... deci, se pare că masa nu s-a rupt, dar a căzut. Norocul meu. Norocul meu, ce să mai... ce face ăsta? Ia masa? Cred că ia masa, da. Treci în ring. Ieși din ring, așa. Hai să rup masa comentatorilor și o să încerc altfel. O să mă folosesc de faptul că în meciurile Extreme Rules și masa comentatorului se pune ca și masa pe care trebuie să o rupi în meciul Extreme Rules. În meciurile de astea tables poți să rup și masa comentatorului, că și asta se punctează. Și mentor se pare, da, e la fix. Și ăsta e vechiul Dirty Deeds al lui Dean Ambrose, parcă. Ok. Așa, hai să-l bat repede. Fiți atenți și repede îl fac pe fraier. Deci îi dau acum o semnătură. Să încerc să țin gura spre microfon, să nu se ducă sunetul în alt. Ridică-l, mă, pe fraier. Așa. Fiți atenți. Cred că îl bat așa repede. Da, nu știu, vreau să mă grăbesc totuși că am prea multe... am foarte multe meciuri de jucat și de asta. Și debutul acolo și de asta. Hai să vedem. Rupem masa sau nu? Și... pac. Și presupun că... da, da, s-a punctat și masa comentatorilor, cum am spus. Deci, mic truc, când o să, dacă vă jucați și vă jocul acesta și vreți să câștigați meciurile cu mese, tot ce aveți de făcut este să-l trătiți prin masa comentatorilor. Ia, îl atacăm sau nu-l atacăm? Aute, ce fericit e aici, I hate pink-ul. No, nu se lasă aici. Ia, vină încoace. Dar parcă s-a mai întâmplat odată asta. Ok, îl dăm cu capul, săracul mai și sângerează. Și direct în trepte cu el. Puac, jos cu el. Cum spuneam, rivalitatea continuă. I hate pink, se pare că este Bu și ăsta la altui, ci e Rafaelu. Deci data viitoare o să joc cu Rafaelu, așa, ca să-i dau revanșă. La următorul pay-per-view. Acum... nu știu, o să simulez pe ăsta că am multe meciuri programate. Îi dăm o simulare și care a bătut? Bucharest Bike Traffic-ul. Hai să facem debutul lui Colo, un meci normal. Nu-i dăm un meci foarte greu, o să joc cu Colo ca să vi-l arăt. Eu nu sunt fan Colo, dar mi s-a părut o idee bună să-l crezi, pentru că ca și wrestler ar fi bun Colo. Este tot mai animalul, are aproape 2 metri, are peste 100 și ceva de chile, e bun ca și wrestler. Plus că, nu știu, sunt destul de mulți oameni care sunt abonați la Colo și se uită la el și practic ar merge așa. Mai ales că poți fac niște meciuri belea rău. Vă mai arăt intrarea. I-am pus intrarea Batista. O să încerc acum să vorbesc peste ca să nu se audă zi. Muzica asta, hai. Yeah, cât acolo rocăreala. Și intră acum, ia uitați-l. Și hai cu mitraliera. Așa, fă niște scheme. Niște figuri de alea de stil. Și hai, da, hai cu mitraliera. Și trrr! Ia uite-l, ziceți și voi că nu seamănă ăsta cu Colo în realitate. Dacă vreți să susțineți seria aceasta și vreți cât mai multe episoade, tot ce aveți de făcut este să le arătați prietenilor aceste videoclipuri. Le trimiteți clipul cu restul, cu youtuberul preferat, cum se bate. Și dacă, gen, vorbiți cu youtuberii pe care i-am creat aici, nu știu, pe serverele lor de Discord, habar n-am, le trimiteți, cum se cheamă, le trimiteți videoclipul. Aș putea eu, gen, să stau să-i caut pe Discord, gen, pe Zapi, pe... bine, eu sunt pe serverul Discord al lui Zapi, am luat și gradul de youtuber. Că am văzut că dacă ai peste 5.000 de abonați, primești gradul de youtuber pe Valorant Gang, la Zapi acolo, pe Discord. Direct am luat acolo, din păcate nu de la Zapi am primit gradul, am primit de la un moderator ce era pe acolo, că pur și simplu
Niciun nu-mi răspundea. Nu mă băga în seamă. Adică gen, ca să le dau un mesaj trebuia întâi să-i adaug la prieteni. Și am adăugat pe cei mai mari de pe grup. L-am băgat pe Zapi, pe nu mai știu care miță. Niciun răspuns. L-am adăugat pe un alt moderator, admin, ceva, nimic. Apare după o zi sau două un alt moderator pe acolo, văd online, i-am dat lui ea de imediat. Tine mi-a dat mesaj. Că s-a prins că nu degeaba i-am dat ad. Și am spus, salut, am văzut că dacă ai... am văzut cerințe necesare pentru a primi gradul de YouTuber și chiar îndeplinesc aceste condiții. Și mi-a zis să-i dau link-ul canalului, să-i arăt că eu sunt. Și gata. Și practic sunt YouTuber pe server Discord al lui Zappy. Bine, nu știu dacă m-au ajutat asta cu ceva, poate doar apar acolo, sigur nu s-ar abona nimeni la mine așa. Poate doar o dată așa că ar fi curios Zappy să vadă ce YouTuber are pe grup. Am văzut că mai are câțiva pe acolo cu nume de ăsta Lil, nu știu cum. Nu știu, a nebunit lumea cu nume de astea cu Lil. Dar ce vine Lil, de la Little sau... Habar n-am. Hai, fă niște taunturi aici. Pariu că dacă... Eu încerc să zic mai multe lucruri deodată și probabil îmi pierd ideea. Ce voiam să zic? Cum vi se pare cum l-am creat pe acolo? Sincer, hainele pe care le are pe el, am văzut că le poartă într-o postă pe Instagram de la el, așa că... Dacă voi m-ați contrazice că nu seamănă, căutați o poză cu el în care, nu știu, e gen, se vede tot din picioare și parcă, nu știu ce are în mână. Avea parcă o sticlă de suc sau nu mai știu. O poză mai veche era. Și exact hainele astea avea pe el. Pantalon de ăștia scurți, un tricou, bla bla bla. Hai, stai jos. Mă, dar eu nu-i dau deloc cu manevre lui Zappy. Îi dau numai cu pumni. Și spinebuster-ul. Hai să încerc un pin, să văd. O fi suficient? Cine știe, poate îl bat mai repede. 2, atât. Bă, dar ce mișto era veche emblema cu WW. Asta de... E pe colț acolo și nu cea nouă. E, știam eu că mi-ntoarce. Hai, vine la Batista Bomb. Sau, în cazul nostru, Colo Bomb. Și, pac! Pune-i pinul Zapiului. Hai să vedem. 1, 2. Și l-am bătut pe Zapi. Da, știu că am aici pe canal mult mai mulți fani Zapi decât Colo, dar am zis totuși să-i fac debutul lui Colo și de-aia să înceapă și el ca lumea. Oricum, cred că o să fac rivalitate între ăștia doi. Da, n-a fost cine știe cine știe ce e meciul ăsta, dar am vrut să vă arăt de ce e în stare tipul acesta. Oricum, ca și Superstar, cum i-am dat eu manevrele și abilității lui Batista, mi se pare foarte bun. E el mai tank, așa se mișcă mai greu, dar în schimb dă foarte mult damage, am observat acolo. Hai să jucăm cu Codrinu, că știu că toți de aici sunteți fani Codrin. Marea majoritate și sigur ați prefera să-l vedeți pe Codrin cum îl bate pe Dorian. Așa că o să joc cu Codrinul. Asta și că îmi place cum are manevrele. Chiar dacă am un reversal mai puțin, chiar dacă n-am cel mai mare overall cu Codrin, pur și simplu rupe. Chiar dacă e gras și abia se mișcă. Mulți acum am văzut că mi-au mai spus unii căci că l-am făcut prea musculos. Mă, nu e musculos, l-am făcut mai degrabă gras. Dar are tricou mulat și de-aia pare mai... musculos. Noi am pus tricou larg, asta a fost greșeala mea. Trebuia să-i pun un tricou larg, dar nu i-am mai pus. Dar în schimb asta să-i pun un ceas pe mână, că am observat acest detaliu. Bine, am zis să-i pun tricou de ăsta mulat, că cam pe toți am pus tricoaie de alea mai... tricoaie. Le-am pus tricouri mai largi. Și am zis, hai să-i pun ăstuia unul mai mulat așa. Și parcă îi stă mai bine, ce-i drept. Pare mai solid. Au, ce palmă i-a dat aici. Și? I-am întors? Hai că i-am întors. Și? Direct un dos de palmă așa. Deja se pare că dominăm. Acesta este un match Extreme Rules. În caz că nu știți în ce constă un match Extreme Rules, constă așa. Ai toate miliurile necesare să-ți bați inamicul, deci găsești tot ce trebuie. Hai să vă arăt. Deci poți să iau orice weapon de aici de sub ring. N-avem reguli. Deci nu este doar că e fără reguli. Este cu reguli extreme, nu știu. Hai, dă buta încoace. Stai jos. Și pot să-l bat cu mai multe căcaturi.
Hai să scot o masă și să o montez în ring. Dorinele, ia stai jos. Oricum, mi s-a părut o idee foarte bună de rivalitate asta între Codrin și Dorian Popa, pentru că practic este Undertaker împotriva lui John Cena, deci cine n-ar vrea să vadă așa ceva? Bine, este John Cena de prin 2013, adică tot cam același John Cena e. Ah, a rupt ăsta masa. Mi-a rupt masa, da. Mi-a dat-o, se pare. A, e? Mi-a dat-o. Cum face pe coardă bucata aia de masă, s-a buguit acolo. Hai mă, vino cu a. Vino mă. Stai jos. Stai să fac două tanduri să scap de damage-ul ăsta, de porcăria aia. Stai mă jos. Așa. Îi dau cu bâta. Dă și-o. Ia să-l arunc în trepte. Treci în trepte. Hai, ridică-te. Nu stau să mă bat cu el în culise, că nu este false count anywhere. Bă, da, ce mișto a fost când l-am aruncat pe ăsta, cum se cheamă. M-a întors. Când l-am aruncat în tabloul electric, a fost mișto finalul ăla de mici. Dar chiar mă, dacă sunteți mulți care vă uitați la Rafael, că am văzut că el mai postează, chiar mă uit la videoclipurile sale cu WWE. Dacă sunteți mulți care vă uitați la Rafael și sunteți printre primii care lasă comentarii și sunt șanse să vi le vadă, să scrieți că e un tip care face tot așa WWE, dar cu youtuberi români. Gen, care îi scrieți așa, e unul care tot care filmează WWE, dar a creat youtuber români. Sau înțelegeți voi ideea. E unul care face WWE cu youtuber români. Și spuneți, na, cum să caute. Să mă caute pe mine, nu știu. Vedeți voi. Nu știu, ar fi bine. Ce încerc eu acum să fac, pe lângă faptul că îmi place ideea asta de wrestling cu youtuberi, pot să-mi fac și puțină reclamă, că, nu știu, gen, îl mai țineți minte pe Cringe Alert, ăla de făcea compilații cringe cu youtuberi? El și-a făcut foarte multă reclamă așa. Opa, ce s-a ridicat ăsta și nu mai am nici reversal și mi-o dă acum. Gen, cum s-a putut promova Cringe Alert pe spatele tuturor celor care a făcut montaje de alea? Gen, așa aș vrea și eu să fac totuși. Și mi se pare o idee mult mai bună așa. Adică el doar a descărcat. Nu, e nu mă înțelegeți greșit. Ce a făcut el e foarte mișto. A luat fiecare videoclip în parte, să ia secvențe de alea de căcat și da. Mă rog, cringe, ca să vorbesc mai family friendly. A luat secvențele necesare ca să facă videoclipuri. E foarte bună ideea ce a făcut el. Dar mi se pare foarte mișto și asta ce fac. Adică am crezut că mă bate. Dar gen așa, să stau să creez pe youtuberii ăștia ai noștri, români, să stau să-i creez într-un joc, să-i pun să se bată, mi se pare o idee foarte genială, ce-i drept. Este oricum, este mult mai... A, mă, că am apăsat pe reversal. Dă-te-n chișet. Hai că am ieșit. Ideea asta gen așa cu youtuberi creați în WWE mi se pare foarte mișto acum pe mine. Nu este chiar atât de ușor să faci pe diferiți oameni din realitate să și arate cât de cât ok. Că uitați ce bine arată Codrinul. La față i-am pus și părul și tot. Bine, la un moment dat dacă joci mai mult așa WWE. Nu m-a prins, nu? Ai, dă-te încolo. Bă, dar mă rup pe Dorian, nu văd. Și Yuranagi. Hai, dă-mi coace un kendo stick ceva. Dă-mi coace kendo stick-ul, că bâta am scos-o pe partea cealaltă. Uite, bă, ce mi-ntoarce Dorianu. Și... Stai jos. Ia că-i dau semnătura în afară. Dar sper să nu mă întoarcă. Nu mi-a întors-o. Hai cu o semnătură în afara ringului, ar trebui să aibă mai mult damage. Aute ce damage am dat. E, altă viață acum. Hai să mai scot o masă. Vreau să rup și eu pe el o masă totuși. Stai jos. Hai, bagă masa aici. Ia. Da, merge oare să dau foc la masă? Sunt curios. Parcă mergea să dau foc la mese. Dacă l-arunc prin masa incendiată, ar fi mișto. Da, uite că merge. Dă-te încolo.
Tot el mă prinde, dă-l mă încolo că-i nesimțit jocul ăsta. Și vrea să dea STF-ul. Sper să nu mă bată. Aici nu mă ajută nici road break-ul și trebuie să spamez acum pe butoanele astea care mi-apar mie. Că altfel mă face să... Să cedez, hai că era pe cale. Bun, hai că am ieșit. Dă-i așa, e măcar... Chiar că n-am stat să schimb tricolul Codrin, măcar am stat să-i pună ceasul ăla. Hai, stai jos. Pac. Ignite. Pac. Ok, hai, ridică-l. Nu-mi întoarce, te rog eu, așa. N-am finish rate și aia vreo mare... Căca... Deci n-am mers să îl pun pe masă, ce dracu? Iar am... Mi-a dat ăsta finisher-ul, prima s-a incendiată, serios? În caz că n-ați înțeles ce am încercat să fac, am vrut să-l pun pe masă și s-a mișcat masa aia, s-a dat la o parte. Și cred că mă și bate acum. La milimetru, bă, nu cred, bă, ce mi-a făcut aici. M-a prins, deci el mi-a dat și finisher-ul și s-a nimerit să pic și prin masă. Bă, m-a făcut, se pare. Oricum, rivalitatea între aceștia doi continuă. Aici mi-a dat tetit, așa. Dar nu înțeleg, am apăsat pe F să dau reversal și când mi-a apărut a doua oară. Dar văd că n-a mers, nu înțeleg de ce. S-a stricat sistemul de reversal aici. Măcar i-am dat chokeslam-ul ăsta afară ringului, singura fază faină și când am ieșit din STF. Dar uite, știu ce mi-a dat. Și am picat și prin masa aia incendiată. Nu, că m-a pizdit ca lumea. Dorian este heal, nu? Da, este heal, dar... M-a făcut aici. N-am ce să zic, m-a făcut Dorianu. Cu capul spart, dar m-a făcut. Și am dat și cu bâtă, aie. Tot el a rupt și prima masă pe mine. Acum, hai să jucăm Steel Cage-ul dintre Andrei Cosmin și fratele Eco. Nu știu cu cine să joc, dintre cei doi. O să dau random. Eu apăs acum pe butonul numeral și mă opresc așa. 3, 2, 1, stop. Vom juca cu fratele Eco. Să vedem. Ei, vom da fratelui Eco titlul WWE sau nu. Oricum nu știu pe cine aș trimite după titlul lui. Evident o să-i dau revanșă lui Andrei Cosmin. Și după aia cred că îl aș trimite pe Colo se bată cei doi. Pentru că Colo ar fi pe măsura lui Eco. Au cam același overall. Ar fi buni cei doi într-o bătaie. Și la un moment dat, eventual, aș putea face un heel turn. Nu știu dacă merg să fac gen să aibă ăștia doi meci la echipe. Codrin și Eco împotriva altora doi. Și după ce se termină meciul, Codrin să-l atace pe Eco. Și meci în cușcă. Un steel cage. Regulile acestui meci sunt următoarele. Îl bați, îl pui la pin sau evadezi. Una din două. Cu Eco n-aș încerca să evadezi pentru că e cam gras și o să se miște cam greu. Cu Andrei Cosmin ar fi mișto să încerc să evadez, că ăsta fiind mai agil se va urca mai ușor pe pereții cuștii. Era mișto un Hell in a Cell, dar Hell in a Cell o să joc cu alți doi wrestleri. Sau nu știu, nu acum. Mie că dacă fac acum Hell in a Cell, nu o să mai fac Steel Cage și de-aia. Și deja începe să se suie. E mișto că au adăugat un sistem nou, prin care cei doi trebuie să... cei care sunt în cușcă trebuie să apese. Ia vino mă încoace. Vino mă încoa. Stai jos. Îi dau la picioare, hai. Și... Pac, stai jos. Hai, ridică-te și mai ia în gură un super kick. Nu mi l-a întors bun. Hai că scurăț dacă am de ăsta, cum se cheamă. Nu cred că am gen să mă prindă coardă și să mă arunc pe spate. Da, chestii de genul face Chris Jericho, mi se pare. Kevin Owens nu. Kevin Owens zic că l-am creat pe Eco după Kevin Owens. Și i-am întors. Da, i-am dat cu genunchiul în cap. Și DDT. Hai să fac repede finisher. Cât mai am buff-ul ăsta. Așa. Hai să mai dau și o manevră așa. Bun. Și să fac și un salt pe el. Hai că salturile îmi dau... Pac, elbow. A, mai așa să-mi dea mai mult
Momentum și vă că mi-ntoarce acum Andrei Cosminul. Deci eu am pierdut toate meciurile sau... Nu, l-am câștigat pe ăla cu Colo, l-am câștigat pe ăla cu I Hate Pink, nu, l-am pierdut... L-am pierdut doar pe ăla cu Codrin. Ok, m-a pus ăsta jos, să zic dacă se ridică. E nasol că ăsta fiind mic și agil, poate să... Stai mă jos, hai, trage-l. Și, ia uite, electric chair îl dau sau... Da, electric chair se numește manevra asta. Hai, ridică-l, ridică-l. Poate îi putea și o să fac într-un episod Carrow Ball ăla, dar nu știu cum dracului se dă, că nu stă în colț. Hai să văd așa. Îl iau așa și mi-a întors. Nu știu, niciodată n-am ocazia să dau semnătura aia în care știți voi cum se aruncă Kevin Owens și pică gen ca o bilă. A, uite mă ce mi-a întors. Stai jos. Și dau acum finisher-ul. Hai. Dă-i cu popa powerbomb-ul. Pac! Hai, suete pe colț. Hai, trebuie să apăs pe toate butoanele astea ca să ies mai repede. Hai să văd dacă pot evada din cușcă, însă dă să ridice Andrei Cosminu. Să sperăm că nu se ridică. Așa. Mamă, dacă trebuie să apăs aici, mâncați așa. Hai că reușesc, hai că reușesc. Hai mă, încă un pic. Nu mă, s-a schimbat butonul. Și cred că cam asta a fost. Mai trebuie să apăs, astea sunt butoanele lui. Da, cam asta a fost. Și se pare că avem un nou campion WWE. Se pare, mi-arată doar când am ieșit. Se pare că da. Fratele Eco se pare că a devenit campion WWE. Încă dea microfonul. Stai. N-a fost pentru titlu? N-a fost meci pentru titlul ăsta? Băga meci pe cele. Am uitat să setez să fie meci pentru titlu. E, atunci a... Eveniment următor, nu știu care o să fie. Hai să vedem calendar ce... Stai, mai am un match? Next match? Ce dracu? Stai, mai am un match? Nu înțeleg. Sau cum arată next match? Că parcă ăsta trebuia să fie main eventul pentru titlul WWE. Păi s-au bătut toți, mai am vreun match? Ce dracu mai am? Din nou Colo cu Quick. Ăsta e main event la Extreme Rules. Simulare, dă-l dracu, cine a bătut? Colo, bravo lui. Ba, mă, bă, că boftim, mă, că am uitat să setez să fie match pentru titlul WWE. Aie. Hai să dau next show.